Primarul comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, spune că gunoiul de graj ar trebui depozitat pe o platformă special amenajată, iar compostul rezultat împrăștiat pe terenul agricol ca îngrășământ natural. Edilul spune că legislația ar trebui schimbată, iar arendașii să pună la dispoziție 10% din suprafața terenului existent pentru a fi îngrășat cu gunoi de graj. Așa s-a rezolvat și problema depozitării gunoiului de graj, dar și problema distrugerii solului de la chimicalele folosite ca îngrășământ în agricultură. Ne vorbeați mai de mult despre o platformă de gunoi. Exact. Ce s-a întâmplat cu acest proiect? Nu. În urma unor sesizări și pe drept. Uh-huh. Așa. Noi am căutat să facem ce trebuie cu platforma, vechea platformă, să o aranjăm, să o sistematizăm. Așa. Și pentru viitorii mi-am impus, da, pentru asta trebuie niște reguli, pentru că la ora actuală toate programele astea pe Uniunea Europeană sau programe pe mediu îți impun fel de reguli. Mă uit la primarul la Jăgălia și numai el știe câte necazuri are la ora actuală cu acea platformă sau cu acea investiție care a făcut-o pe linia asta. Eu știam că așa este. Dar ca să ne îmbolnăvim degeaba, domnule, pentru noi marea problemă nu este gunoiul menajer, care asta e problemă care se rezolvă prin REBU. Am rezolvat-o deja. Aproape că rezolvată. Marea problemă pentru noi e gunoiul de graj. Eu, la nivel de comuna Roseți, am cel mai mare șeptel de animale și mai ales de oi, de la Cărăraș până la Fetești. Și nu cred, eu cred că sunt localitatea cu cel mai mare efectiv de animale. Comuna asta, prin istoric, obiectul cetățenii din comuna asta, obiectul de bază al activității lor este creșterea animalelor și agricultura, în primul rând. Da, e vorba de creșterea animalelor. Avem foarte mult crescători de animale. Într-adevăr, parte dintre ei nu au pământ. Dar să chimie pământul pe care noi l-am dat, acest izlaz, a făcut ca la ora actuală să avem vreo 12.000 de ovine. Și vă spun eu că în piața din Cărăraș, nu vă spun, de câte ori m-am dus acolo, sunt 5-6 cetățeni cu comuna Roseți, dacă nu mai mult, care vând brânză în piață. E un lucru bun, nu e un lucru rău. Dar e problema gunoiului de graj. A venit cu ideea, acum guvernul, ca fiecare proprietar de pământ, ca să primească subvenție, trebuie să-și facă platformă de gunoi, de graj, în spatele, undeva, pe o latură a proprietății. Adică cu folie, cu tot ce trebuie. Eu știu despre ce-i vorba. Dar nu-i suficient. Mulți cetățeni în comuna Roseți nu animale. Are o vacă sau două, deci o bovină, două acolo, are un cal și mai are 2-3 porci. Și găini. Unde duce gunoiul? Că el are pământul tot arendat la arendaș. Aș propune guvernului actual ca măcar 10% din suprafața fiecărui arendat sau fiecăruia din cei care exploatează pământul în fiecare an să fie îngrășat cu îngrășământ natural. Numai în felul ăsta le-aș fi dat subvenția. Pentru că mâine pâine o să ne pomenim ca pământul ăsta al nostru să aibă culoarea roșie pe care o are pământul din Spania și din Franța. Roșu. Da. Din cauza îngrășămintelor. Noi facem calcul. De-aia anul ăsta n-am făcut producții. Întotdeauna calculăm să dăm substanță minerală, deci substanțe minerale,
îngrășăminte chimice la plantă, cam în funcție de cantitatea de producție pe care vrem să o obținem. Dar nu ne gândim niciodată, deci exploatăm pământul ăsta la maxim, dar noi nu ne gândim niciodată ce se întâmplă cu pământul ăsta în viitor. Ne gândim numai la profit. Înainte, părinții noștri și bunicii noștri duceau îngrășământul natural, îl ducea pe câmp și îl împrăștiau. Aia era singura posibilitate de a-și mări și el cantitatea de producție la hectar. Sau, de exemplu, toamna, se folosea metoda târlirii, se duceau cu animalele pe terenul lor și în felul ăsta îngrășea terenul. Cetățenii ăștia acum, având pământul la diferiți arendași, normal că nu au unde să ducă acel gunoi de graj, care, de fapt, e o avuție, o bogăție, dar trebuie să-l folosim. Unde să-l ducă? Trebuie să-l ducă undeva? Deci pentru asta trebuie platforme pentru gunoi de graj, nu pentru alte prostii, cu biogaz, cu nu știu ce. E bine și asta, unde sunt cantități mai mici, dar unde este precum situația de la Rosel, ce să fac cu ea? Ce să fac? Câți oameni trebuie să angajez eu ca să rezolv treaba asta, dacă ar fi, ți-o fac după ei? Dar, al de minte scurt, așa gândesc. Să-mi dea voie să fac acea platformă în două pante, cu o rigolă pe mijloc, de corectare a corectarea dejecțiilor. Să mă dotez cu un utilaj cu care să sistematizez platforma, să o tasez cu bașe la un cap și la altul acele rigole ca să strângem dejecțiile sau compostul prin fermentare produce un suc. Da? Ăla, bineînțeles, cu vidange, cu tot, se duce să împrăște pe teren și îmbunătățim calitatea acestui teren. Sau la 2 ani, cumva, când el ajunge într-un statut de putrefacție și nu știu ce, fiecare arendator să vină să-l cumpere. Eu l-aș da gratis, numai să scap de el. Adică să-mi libereze platforma. Dar să-mi dea voie statul să fac cumva, să fac această investiție pe banii mei, măcar dacă ei nu prevede un program dintre ăsta. Înțelegeți ce vreau să spun? Pentru că nouă ne trebuie acest gunoi de graj. De ce să-l azvârlim cine știe pe unde? Da. Și pe ăștia să-i oblige și să nu se discute treaba, să-i oblige ca fiecare, măcar 10 sau 15% din suprafață, ca să primească subvenție, să folosească gunoi de graj, să aplice 440 de tone de gunoi de graj la hectar. Odată la 3-4 ani. Știți ce înseamnă treaba asta? Mare lucru. Bine că dai și substanță chimică, pentru că substanța organică numai în prezența azotului se... Da. Dar dacă aduceți această problemă la cunoștința senatorilor, deputaților... Am adus-o. Dar se pare că nimeni nu interesează treaba asta. Pentru senatorii și parlamentarii noștri, majoritatea au arende, au pământ în arendă.